Festivalul de folclor tradițional Ograda Cudor a debutat cu o impresionantă paradă a portului popular, costume populare dintre cele mai frumoase, păstrate cu grijă în lăzile de zestre ale bătrânelor și îmbrăcate numai la sărbători mari. La ediția din acest an a festivalului au luat parte peste 20 de formații tradiționale din întreg județul, o întâlnire a tradițiilor și obiceiurilor din mai multe zone ale județului Suceava. Întâlnire emoționantă pentru toți participanții, indiferent de vârstă. Am etate de 81 de ani. Mulți înainte! De la ce vârstă cântați la vioară? Când de la 15-16 ani, după război. De unde ați învățat? Da, așa, din... particular, de pe la înaintașii noștri care au fost înainte. La rândul dumneavoastră ați învățat și alți tineri să cânte la vioară? Da. Urmează și alți tineri care cu plăcere vreau să-i învăț, le plac meseria asta de folclor. Toate cheltuielile legate de această manifestare din localitatea suceveană Moara au fost suportate de omul de afaceri Constantin Prodaniuc. Nu s-au alocat bani în bugetul primăriei pentru organizarea acestui festival și acest festival este practic sponsorizat de către mine în totalitate. Chiar îmi face o mare plăcere să fiu, măcar în aceste zile, să fiu în mijlocul cetățenilor, să ne simțim bine împreună.